la fel ca și la sănătate, problemele la zi ale Ministerului Transporturilor. Am să fiu foarte scurt și am să spun lucruri generale legate de Ministerul Transporturilor, care are, din punctul meu de vedere, trebuie să găsească soluția în două mari chestiuni, care se răsfrâng după aceea pe tot ceea ce înseamnă lucrări de infrastructură, pe tot ceea ce înseamnă funcționarea Ministerului Transporturilor. Pe de o parte, cadrul legislativ, și anume tot ceea ce înseamnă licitații, fie că vorbim de autostrăzi, de magistrale, de metrou și așa mai departe, cadrul legislativ, ceea ce de fapt noi ne-am și propus în programul de guvernare, și anume pe investițiile strategice, să putem să demarăm lucrurile mai repede, astfel încât lucrările de execuție să fie făcute într-un ritm alert. Și al doilea lucru important, și a fost o recomandare pentru domnul ministru, să mute ministerul în teren. Eu nu înțeleg foarte multe din birocrația pe care Ministerul Transporturilor în anii trecuți a avut-o, birocrație care s-a răsfrâns în tot ceea ce știm negativ legat de infrastructura din România. Iar recomandarea pe care am făcut-o este să meargă cât mai mult în teren, să verifice lucrurile care sunt în execuție, fie că vorbim de drumuri naționale, de tronsoane de autostradă, de magistrale de metrou, de lucrări pentru CFR și așa mai departe. Și nu doar ministru, ci toți cei care stau prea mult în birouri și care, din punctul meu de vedere, trebuie să fie în teren. Și asta trebuie să se întâmple. Sigur, s-a discutat foarte mult aplicat, dar o să-l las pe domnul ministru să vă spună mai multe despre celelalte lucruri. O remarcă, din alt punct de vedere aș face. Am văzut o declarație a fostului prim-ministru Cioloș legată de faptul că anul trecut s-au atras sume de bani. Eu cred că dânsul știe foarte bine la ce mă refer. Noi vorbim de exercițiul bugetar 2014-2020. Suntem în 2017, dânsul a fost prim-ministru în 2016. Pe exercițiul bugetar 2014-2020 e zero. Dacă nu știe că e zero, o să-i arătăm documentele oficiale. Mulțumesc! Succes!